Bună dimineața celor care știu că miercurea la DGFM se poartă negruțiu. Avem și astăzi ceva negruțiu pe la noi. Bună dimineața, Florin Negruțiu. Bună dimineața. Iată, România părea că se ocupă cu coronavirusul, cu guvernul, cu propunerea de guvern și când am dat de un nor de poluare aici în București. Pe ocazie cu care am descoperit și cine conduce garda de mediu din capitală, un domn care nu prea știe cum e cu ecosistemul. Am descoperit că avem tot felul de gunoaie care sunt arse pe lângă București și am descoperit și că se poate să ai aer curat dacă îți dorești. De vreo 24 de ore, aerul în București e destul de bun. Da, e minunat. E chiar surprinzător. S-a aer bun? Da, oprit parcă am schimbat orașul. S-au oprit arzătoarele. Da, șeful gărzii de mediu, domnul Viorel Glăman, a descoperit că e poluare în București în dimineața zilei de luni, după ce s-a uitat pe cer. De unde ați aflat domnul Glăman că este poluare în București? De pe cer. Mergea pe, pe stradă, în drum spre serviciu, s-a uitat pe cer și a văzut poluarea. Domnul Costel Alexe, ministrul mediului, a aflat că este poluare de Facebook. De unde ați aflat, domnul ministru? De Facebook. Că se plângea lumea că e poluare în București. Doamna Firea, primarul Capitalei, n-a aflat nici până la această oră că e poluare în București și oricum suspiciunea mea este că doamna Firea, la Doamna Firea o travă din aer n-are niciun efect. Poluarea din București, țineți minte, ne-a spus că este fake news, că sunt stricate aparatele și că oricum toate problemele astea legate de trafic, de poluare, de aerul irrespirabil sunt un atac politic. Așa că, doamna Firea, în criza asta care afectează 2 milioane de bucureșteni, tacem păpșoi, pentru că este un atac politic. Noi restul constatăm, da? Constatăm în fiecare zi, nu că aerul e curat, că aerul este profund nociv în București. Uite, eu las în fiecare dimineață geamul deschis. Seara, pe pervaz, este praful de un deget. La două zile dau cu aspiratorul în casă. Chiar tu? Da. Chiar tu. Ești harnic. Chiar e. Wow. Bravo. Strâng un săculeț de praf. E, praful ăsta este praful pe care respirăm noi în fiecare zi. Praful ăsta se duce în plămânii noștri. Este o travă pe care o respirăm în fiecare zi în orașul ăsta. Există un raport al Institutului de Sănătate Publică care spune că aerul din București ne scurtează viața cu patru ani. Nouă, exact un mandat de ne primar, nu, mandatul, pare, da. Da, nu se pare 4 bizară? ani, 4 ani din viață ne ia orașul ăsta. Asta este o crimă lentă care, ce să zic, nu uh, alertează nicio autoritate. Autoritățile de data asta, nu că sunt luate prin surprindere, sunt total și profund incompetente, ca să folosesc un termen blând, elegant. Pentru că problema asta este de ani de zile în București în marile orașe și cred că în toată țara. Săptămâna trecută scria Euronews. România, prostul Europei. Au descoperit ăștia străinii că românii sunt prostul Europei. Păi de ce suntem proști Europei? Pentru că toată Europa își arde gunoaiele în România. Cu complicitatea, autorităților din România. Eu aici te contrazic, nu suntem proști, suntem mafioți, nu toți unii Sigur, dintre noi. Noi suntem proști, Eu... noi cetățenii care trăim, respirăm și murim în țara asta pentru că nu i-am tras până acum de mânecă. Pentru că am considerat că așa sunt lucrurile, așa merg lucrurile. Cazul ăsta cu poluarea din București a pornit de la cetățeni, de la oamenii care luni dimineața au început să tușească pe străzi neputând respira. N-a pornit de la autorități. V-am spus, ministrul, garda de mediu, șeful gărzii de mediu au aflat lucrurile astea după ce au fost sesizați de cetățeni. Nu s-a autosesizat nimeni. Nici nu Nu există această instituție autosesizată. Suntem în situația în care în București și în jurul Bucureștiului, în fiecare weekend, duduie cuptoarele. Poluarea este mai mare în weekend, când oamenii ăștia, bugetarii ăștia, sunt acasă. Hai să spun nu că lucrează. Și nu folosesc niște momente exact, momente moarte, să zicem, ale orașului, când poate se gândesc că lumea nu e atât de atentă, vigilentă la ce se întâmplă, noaptea, nu când cam pe acolo se întâmplă arderile. Ca să înțelegem și dimensiunea fenomenului. În Europa, o tonă de gunoi se tratează cu 250 de euro. În România se tratează cu 17 euro diferența lasă un plajă foarte largă pentru șpagă. Că vorbeai de mafioții Europei. Șpagă. Probabil se fac purcoaie de bani pe circuitul ăsta al aducerii de gunoaie în România și al incinerării de gunoaie în România. Ca să nu mai punem tonele de gunoaie pe care le produce România în fiecare oră, care nu știm dacă se ard sau se aruncă pe câmp. Oricum, suntem proștii europei pentru că timp de 30 de ani ne-am ras pădurile, ne-am murdărit apele, am aruncat gunoaiele lângă casă, în șanțuri, în fața blocului și acum am ajuns să ne otrăvim și aerul. De coronavirus, poate mai scăpăm. De poluare, sigur, crăpăm. Coronavirusul afectează în special persoanele în vârstă care au diverse boli. Poluarea ne afectează pe toți și în special copiii până în 14 ani. Incidența bolilor de plămâni, bolilor respiratorii este extrem, extrem de ridicată. Ți-o spune orice, orice doctor. Ți-o spune și cele mai vulnerabile grupe de vârstă sunt cele mici. Sunt copiii care respiră aerul ăsta otrăvit din București. Florin, aerul ăsta nu respiră și cei care iau șpagă? Da, îl respiră, toți. doar că ei fac după ce iau șpagă o cură prin insule exotice. Ei uh, își uh, uh, oxigenează creierul și plămânii după ce și-au luat comisioanele astea prin paradisuri exotice pentru că le pute, nu? Bucureștiul le pute, nu mai este de trăit aici. Aici se fac bani pe sănătatea celorlalți. Cu după ani. care se cheltuiesc în țări care au grijă de, da, de, ce ales, de mediu, de cetățenii lor. De ce au ales pentru această activitate? Pentru e că se ce fac bani ușor în România. Se fac bani ușor și peste noapte și se nasc miliardari și de ce, carton ce într pentru zonă că suntem mai puțin... proștii europei. De ce, ce într-o zonă puțin... mai puțin populată? Păi e foarte simplu, pentru că aici sunt cele mai importante și mai mari tehnologii. Deja există capacitatea și, cum să zic, sistemul prin care să faci lucrurile astea cu gunoi. Nu știu dacă știi că gunoiul de la Râmnicu-Vâlcea este adus la București și nu din alte știu. orașe. Da, Bucureștiul, pentru că are gropi mari de gunoi și fabrici mari care pot împacheta gunoiul și larde și nu știu ce, ia gunoi din mai multe mai multe locuri. E o afacere mare particulară, depozitarea gunoiului. Și în fiecare zi, camioanele de la Râmnicu-Vâlcea aduc gunoi la București. Asta, într-un fel, ar trebui să-i revolte cumva pe bucureșteni, pentru că deja avem foarte multe probleme și nu putem mm -hmm. să le împărțim cu toată lumea. Bun, bucureștenilor trebuie să li se spună foarte clar cine arde gunoi în București, ce se arde, că este foarte important ce fel de gunoi se arde, ce fel de filtre au firmele respective, ce fel de noxe sunt eliminate în urma procesului de ardere. Dau eu și câte amenzi, controle, a deci operat unu. garda de mediu în ultimul an, în condițiile în care poluarea în București a crescut de câteva ori. În urmă cu câțiva ani am luat și eu cunoștință cu mirosurile gropii de gunoi de la Chiajna, da? Um groapă de gunoi care e acuzată că, mă rog, dă drumul la niște gaze și așa mai departe, de cetățenii din zona de nord-vest a capitalei, Chiajna, Chitila, uneori mai ajunge în Crângaș, ajunge și la Cotroceni. Am participat la câteva întâlniri între autorități și cetățeni și pot să-ți dau răspunsul. Nu vei afla nimic de la autoritățile din România. Nu am văzut oameni mai speriați, mai timorați, mai indolenți, mai leneși, și care nu au vrut să facă nimic în respectarea legii sau pentru a realiza niște controle. Deși oamenii erau acolo cu zecile și cu sutele și prezentau cazuri de îmbolnăviri și așa mai departe, autoritățile au refuzat repetat să facă treaba asta, să verifice ce e acolo. Singura care a pornit un demers a fost primăria sectorului 1, care a dat în judecată autoritatea de mediu, cred, și garda de mediu pentru a face ceva acolo. În rest, am văzut chiar pe o doamnă, care nu mai știu dacă conduce Agenția pentru Protecția Mediului București, care locuiește chiar acolo și care nu reușea și a zis, dumneavoastră nu vă miroase? Dumneavoastră care stați aici în zonă nu simțiți lucrurile astea? Bine, mi s-a părut că autoritățile acționează mai curând ca o pavăză. Pentru uh, tipul ăsta de afaceri. Da, nu știu dacă este incompetență decât sau complicitate. Pentru e, că repet, cred că amândouă se, se fac întâmplă. Foarte mulți bani. de -aia din eu... tratarea gunoiului europei în România. Credem că am văzut frică până la nivel de ministru în acest domeniu, da? Acum groapa asta uh, și-a oprit incineratoarele, are doar gazul ăsta care, care iese și care ar trebui captat acolo. Uh, dar groapa asta și-a oprit incineratoarele, dar am văzut oficial român care nu voiau, nu puteau sau nu doreau să-și facă sub nici o formă treaba. De asta îți dau răspunsul și... Și spun. atunci întrebarea, Cătălin, este o problemă de securitate națională, este. de siguranță națională, nu, sănătatea publică nu a populației? Nu vei găsi în acest domeniu, uh, problemele sunt atât de mari și încrângăturile atât de puternice, încât te asigur că în acest moment nu vei găsi niciun funcționar român Bun. Atunci, care să facă fac acest lucru. Astea împletite cu instituțiile statului, cu politicieni, cu servicii, ce mai descoperim acolo? Că înțelegem că este o afacere foarte mare. Dacă este nodul ăsta atât de greu de deznodat, este o chestiune de siguranță națională, necesită intervenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării, că pe coronavirus s-au făcut, deși nu există niciun caz de deces în România, au uh, alertat toate autoritățile, au la făcut Iohannis centre de carantină, asta? au luat măsuri după părerea mea utile, dar uh, supraestimând uh, estimând efectele acestui virus. Florine, consumim, Această nu chestiune mai legată de siguranța, de sănătatea publică, nu necesită o, in o intervenție la nivel înalt din partea tuturor autorităților care Uite, se ocupă e de națională. O întrebare foarte bună. Îți mulțumim, Florin Negruțiu, pare că am avut o relație toxică în această dimineață, dar hai că ne revenim până săptămâna viitoare, când poate o să avem un aer mai curat. Pentru treburi grele, Negruțiu e la DGFM.